sondajul pe care l-am pregătit pentru tine începând de săptămâna trecută. Te-am lăsat pe tine să alegi prioritățile României, să decizi tu și te-am pus să votezi între următoarele cinci. Alții au votat ridicarea capacității de apărare a României prin investiții în tehnologii moderne și resurse umane în condițiile, în condițiile extinderei acestui război regional. Mă îngrijorează foarte tare și nu e deloc autoironic și nici ironic. Faptul că românii, mentalul colectiv al românilor, respinge ideea de pericol în care suntem. Și că românii spun, domne, pe ultimul loc din prioritățile noastre e să băgăm bani în armată. Deci, după părerea mea, România trebuie să investească între 10 și 20% din PIB în cheltuieli militare, dar asta nu înseamnă Asta nu înseamnă că facem calajnicove. Nu, încă o dată, și... nu înseamnă că avem tancuri. Deloc. Deloc. Păi și cu ce... Păi hai să spun ce înseamnă că păi, cheltuieli militare păi. Hai să spun ce înseamnă cheltuieli militare azi, da? Păi înseamnă așa, drone. Da? Dronele despre care vorbesc eu sunt dronele individuale. Dronele pe care le conduci, le conduce un militar. Știi câți uh, militari are Ucraina capabil să opereze drone? 60 nu de mii. Are. Mai, 60 de mii. 60 de mii, asta e o cifră oficială. A, nu, dar nu sunt specializați pe drone. Nu, care s-au specializat, de da? De da? Păi mai mult decât are militar armata noastră, inclusiv cu generalii de birou. Deci, ce înseamnă investiții militare? Ofi înseamnă tehnologie. Când vorbim de tehnologii, vorbim de ceea ce toată lumea spunea. Microchipuri, software, da? verde, da? drone, AI, Păi, unul crede vreunul din noi că războaiele pe care ar trebui să le poarte România și pe care astăzi le-a și pierdut, România Doamne ferește. Da, dar România trebuie să fie pregătită să poarte războaie pentru că în jurul României nu sunt prietenei României, sunt niște popoare care investesc, cresc, da? Și în momentul în care crești, ai instinctul natural al poporului și al omului să te extinzi. Românii nu văd importanța investițiilor militare, pentru că românii, așa cum spui tu, se gândesc chiar, le dăm la aia bani, să îi cheltuiască iurea, să-i ducă pe soldați la porumb, păi și uh, problemă, să vină cu taburile cu peste noi, cum au venit în 89, în loc să stea frumos în unitățile militare, să tragă cum ne-au omorât la Timișoara. Da? Păi asta e răspun... justificarea da, pentru care românii o fi, votează da, nu e 9%. bine. Eu de aia sunt îngrijorat. Investiția militară. Este corul, este nucleul investiției tehnologice a unei țări. Dacă nu facem ceea ce face America acum, nu știu că am dat noi o știre acum o oră, două, Schmidt, Google, e acum într-un venture capital care propune Pentagonului tehnologii militare și așa mai departe, și cu tot felul de arme noi, care încă nu sunt văzute, da? De departe, de departe, ăștia, doi ani s-a văzut un singur lucru. Războiul de azi. Nu mai seamănă cu războiul de ieri.